Informație de ultimă oră. Acum, un incendiu puternic a izbucnit în această dimineață la o instalație a rafinăriei Lukoil de lângă Ploiești. În imaginile ajunse la noi, pe care le vedeți chiar acum pe ecran, se observă cantități foarte mari de fum. Vali Stan e în direct cu mai multe informații. Vali, ce ai aflat? Bine te-am găsit, Adi. Principala problemă în momentul de față este norul imens de fum care se ridică de la acea rafinărie care a luat foc. În urmă cu aproximativ 20-25 de minute au izbucnit flăcările, zeci de pompieri au fost trimiși de urgență acolo, tocmai pentru că sunt foarte multe materiale inflamabile în zonă. Prima dată au intervenit, desigur, pompierii de la firma privată care se aflau deja acolo cu 4 autospeciale. În câteva minute au ajuns și pompierii de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Prahova. Din informațiile pe care le avem în momentul de față, se pare că aceștia au reușit să țină sub control incendiul, însă în continuare sunt degajări foarte mari de fum. De aceea Inspectoratul pentru Situații de Urgență a trimis un mesaj roa alert. Oamenii din zonă sunt sfătuiți să nu deschidă geamurile pentru că norul de fum ar putea să fie toxic tocmai din cauza materialelor care au luat foc. Vă spuneam, zeci de pompieri trimiși și acolo la intervenție. A fost o misiune evident foarte, foarte grea. Din fericire, nu sunt victime, nu sunt persoane care să fi fost surprinse de flăcări în momentul în care a izbucnit incendiul. Au trebuit să intervină foarte rapid pompierii pentru că știm foarte bine cât de grav poate să fie o astfel de misiune. Știm foarte bine că în această vară a avut loc un incendiu asemănător la rafinăria Petromidia, acolo unde au murit angajați. Tocmai de aceea militarii de la ISU Prahova au trimis toate autospecialele pe care le aveau la dispoziție către rafinăria unde a izbucnit incendiul.